Ansamblul folcloric profesionist Drăgan Muntean al Centrului de Cultură și Art al județului Hunedoara va fi prezent la sfârșitul acestei săptămâni în Republica Moldova, la Străjeni, unde va prezenta spectacolul Cântec de Primăvară, în cadrul unui eveniment de anvergură, ce va avea loc de mărțișor, 1 martie. Prezența hunedoreană la această manifestare cultural-artistică importantă vine în contextul înfrățirii dintre județul Hunedoara și raionul Străjeni din Republica Moldova. Artiștii hunedoreni au pregătit un program artistic deosebit, ansamblul folcloric profesionist Drăgan Muntean, participând la acest eveniment alături de orchestră, dansatori și îndrăgiți soliști hunedoreni, precum Ciprian Roman, Ovidiu Olari, Cristian Fodor, Bogdan Toma. La sfârșitul acestei săptămâni vom fi prezenți în Republica Moldova la Strășeni cu spectacolul Cântec de Primăvară al ansamblului profesionist Drăgan Muntean într-o colaborare cu autoritățile de acolo. Spectacolul va avea loc chiar de mărțișor, pentru că acolo, la Strășeni, 1 martie este celebrată printr-o manifestare foarte importantă. Pentru noi este onorant să evoluăm pe scene alături de alte grupuri folclorice renumite și, în același timp, este o bucurie și o mândrie să reprezentăm județul Hunedoara atât în țară cât și peste hotare. Iar pe această cale doresc să mulțumesc Consiliului Județean Hunedoara pentru tot sprijinul acordat, a declarat Ciprian Roman, managerul Centrului de Cultură și Artă Hunedoara, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Hunedoara. Pe mine mă bucură orice acțiune pe care o fac instituțiile din subordinea Consiliului Județean pentru ca să dea viață la acea ofensivă culturală pe care o are Consiliul Județean. Mă bucură faptul că în raionul Strășeni, în raionul înfrățit cu Consiliul Județean Hunedoara, va avea loc un spectacol pe data de 1 martie, Mărțișorul, și în condițiile acestea, ansamblul Drăgan Muntean, de pe lângă Centrul de Artă al județului Hunedoara, va fi prezent. Mă bucură că soliștii, mă bucură că toți cei care fac parte din ansamblu, atât dansatori cât și cei care vor încânta moldovenii de peste Prut, își vor arăta adevărata valoare și noi ne bucurăm, noi Consiliul Județean Hunedoara ne bucurăm cu acest ansamblu. Le doresc succes pentru data de 1 martie în raionul Strășeni. La 1 martie 2019, Consiliul Județean Hunedoara și Raionul Strășeni din Republica Moldova au semnat la Strășeni înțelegerea de cooperare și înfrățire între județul Hunedoara din România și Raionul Strășeni din Republica Moldova.